Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Salutare, prieteni! Sunteți pe Napoca Live. Eu sunt Lucian Danciu, Hristos a înviat. Discutăm astăzi cu primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine v-am găsit! Vedeți că mă aud în cască, e dublurere, mesaj pe acolo, băieții, pe la butoane, să vadă ce fac. Colegii de la butoane, apăsați... Butoanele... Apăsați tasta 2. Da, că asta aveți o voce de Pep Guardiola, așa, mai domolă, mai supărată, așa. Nu, n-am voce supărată deloc, că m-am bucurat meciul de la 19. Mare bucurie. Se întoarce norocul, vezi? A fost nenorocul cu Slobozia în viață, vezi cum e. Vine după aceea, că primul gol a fost greu. Până dacă toți suntem la capitolul Cluj. Oare ce mai se mai știe? În primul rând, felicitări copiilor ăștia, extraordinar un meci a făcut cu Steaua, bravo lor. Da. A demonstrat că își merită locul pe care l-au și cu siguranță intrarea în prima Liga Națională le stă la îndemână. Acum depinde totul de noi, cum să zic, nu mai e în altă parte. Dacă ne facem treaba pe teren de aici înainte... Astea două meciuri mai sunt și gata. Hermannstadt avem la Cluj, deci cu alte cuvinte, că în seara asta mai bate petrolul pe Hermannstadt, mai simplifică și mai mult lucrurile. Deci ați făcut calcule, văd. Ca orice microbist, mai ales ca un suporter la U, normal că mă uit un pic la meciul, dar e bravo, lor ceea ce e important să-și continue. Felicitări, seară frumoasă. Bravo lor, ne-au făcut. Apropo, ce se mai știe de baza sportivă Dananca? E în proces, de acolo cu proprietarii și cu reglementarea terenului, că 70% e revendicat de către altcineva, care e partea propriu-zisă a terenului de fotbal. Obiectivul nostru este evident că acolo să o readucem în patrimoniu primării și după aceea pentru universitate, pe obiectivul final pe care l-avem acolo. Da. Este procese de retrocedare. Dar asta a mai fost o magie absolut... cum i-am zis și cum cred că se numește Realul Ireal, știi? Deci a făcut aseară din nou Real Madrid, oamenii ăștia, dar cel mai frumos gest a fost ăla din finalul meciului, așa că l-ați văzut pe Pep Guardiola, da. Mergând, întinzând mâna, frumos, felicitări la Ancelotti, ați câștigat, bravo, asta înseamnă sport, asta înseamnă fair play, asta înseamnă, pe la urmă, frumusețea, până la urmă, fotbalului și a oricărei eram... Da, domnul Bogorin, rivalitate există. Și dar trebuie să existe, dar rivalitatea nu înseamnă război și ură. Înseamnă sau n-ar trebui să însemne. Asta este. Gestul ăla de aseară la finalul meciului, când, bă, înseamnă că mi-a 89, Guardiola se gândea cum joacă finala cu Liverpool, exact. De la Paris, da? Mai era un minut, da? Și sunt toți în 4 minute totul, știi? Sunt prăbușit cerul peste ei. Asta numai spiritul Real Madrid poate să facă așa ceva, pentru că asta e singura echipă, pentru că ministrul a plecat tot de pe locul 2 și în meciul cu Paris Saint-Germain și cu Chelsea și cu Manchester City, tot a doua favorită a fost. Și a reușit să ajungă iată în finală. Și s-ar putea să facă și minune să-i bată pe Liverpool. Când îl ai pe Benzema, orice este posibil în fotbal. Sau fotbalul devine mai ușor. Nu este numai Benzema, nu este numai Modric, nu numai este, repet, acum echipa, spiritul ăla fantastic. Ai văzut că și lui tine trei pe care au băgat, prima dată eu m-am avut așa îndoială, zic, cum le scos pe Modric când ai nevoie mai mare, numai la scos și a făcut ce a trebuit în echipă. Pentru că Modric a făcut cât a trebuit datoria și fiecare și-a făcut datoria cât a putut. Și uite-te că și-l ții pe Valverde, mă zic, în teren. Da, uite-te că a știu ce l-a întors pe Ricardo, a dat golurile necesare. Iar spiritul ăla de echipă care nu poate fi cuantificat. Valorile individuale ale jucătorului știi că la Messi face atâtea milioane, la face atâtea milioane, dar nimeni nu poate cuantifica ce înseamnă spiritul de echipă care întotdeauna face diferența la un nivel și oriunde și în viață. Capacitatea asta de a lucra în echipă, de a fi solidar, de a fi, cum să vă spun, uniți și toți în atac și toți în apărare. Păi l-am văzut pe Benzema în apărare mai mult decât l-am văzut vreodată pe știu orice alt jucător, pe Messi, pe Neymar sau pe Mbappé. Nu i-ai văzut niciodată pe ăștia prin care o propriu. Dar pe ăsta l-ai văzut, alergând în ambele părți. Și asta e spiritul pentru toți jucătorii. Dacă Benzema face asta, începe să facă și ceilalți. Normal, trebuie să facă toți jucătorii. Să dai un semnal de solidaritate în echipă. Bun, de aia e frumos sportul, de aia e frumos pentru că vreau o competiție între valori și până la urmă cel mai bun câștigă. El ăla care câștigă îi strângi mâna, mergi mai departe și asta e frumusețea sportului. Și de aia
întotdeauna am încurajat și voi încuraja prin toate mijloacele posibile, fair play-ul, competiția sportivă, până la urmă e un joc și nu-i sfârșitul lumii, mergi mai departe, chiar dacă ai pierdut, te pregătești pentru meciul următor, pentru că asta e frumusețea vieții până la urmă, să te duci mai departe, indiferent de rezultatul care până la urmă ai. Te bați pe teren, câte minute sunt. Am aflat că o să se schimbe zicala aia, când știi că se spunea că când joci cu nemții, să fii sigur numai după ce s-a urcat în autocare, știi, s-a floreat meciul, s-a urcat în autocare, încet să încheie meciul. Am cu Real Madrid, cred că e așa, mai nou, pentru că cu ăștia trebuie să ai grijă, că nu se gata meciul decât după ce ajung acasă de la stadion. După cum da, arată. Unde sunteți, la birou sau sunteți pe Bulevardul 21 decembrie? Acum ați la birou, dar am fost ieși pe Bulevardul 21 decembrie. Și cum e, la prima vedere, așa sunteți mulțumit? E o lucrare finalizată, asta pot să vă spun în momentul de față, la timp. Asta e partea plină a paharului. Că sunt lucruri de retușat, este mare adevărat. Dar de-aia e procedura de recepție, de-aia e în prevederile legale, după anunțarea finalizării lucrărilor, etapa de recepție, unde vii bucată cu bucată, piatră cu piatră, bancă cu bancă, vii și verifici și după care constructorul are un termen în care trebuie să refacă la standardele cerute lucrările respective. De-aia procedura de recepție și acolo, evident, vor fi lucruri care vor fi să fie corectate. Dar pe ansamblu, lucrarea e frumoasă, să fim realiști. Lucrarea e frumoasă, e impresionantă, are câteva lucruri noi, cum este piațeta aceea de la Biserica Sfântul Petru, e absolut senzațională și utilizată de către oameni deja, schimbă fața intrării în Cluj dinspre Mărăști. Bineînțeles că la detalii sunt lucruri care trebuie să fie îmbunătățite și cu siguranță procedura de recepție le va rezolva. Și apropo tot la detalii, că am prins ieri ploaia aceea, chiar dumneavoastră spuneați că nu e normal ca atunci când plouă să apa să băltească pe străzi, sau mă rog, pe anumite porțiuni de străzi. Categoric. Ce se poate face? Bineînțeles, trebuie verificate lucrările, trebuie să fie înclinația necesară, cât apa să meargă acolo unde e locul. Toată lumea spune, nu când plouă efectiv, ce se întâmplă în următoare 3 minute după ce se oprește ploaia, este important. Da, pentru da, că da. Când plouă și vine avalanșă mare, vine puhoi mare, orice capacitate din lume nu îți absorbe instant. N-are nici oriunde găsești în lume, ai când plouă torențial, când e rupere de nor, ok, asta este. Întrebarea este ce se întâmplă în minutele de după ce se oprește ploaia acolo, se măsoară dacă imediat se revine la normalitate. Dacă nu se revine la normalitate, înseamnă că este o problemă, fie de canale înfundate, fie de proiectare de inclinația străzilor, fie de așa și așa mai departe. Și evident că șansa se verifică la sânge. Da. Domnul Covaci sugerează celor care se ocupă de spațiile verzi din domeniul public, iarba de pe margini ar cam trebui cosită, că altfel devine holdă. De marginile cui? De pe marginile străzilor și a trotuarelor și a șanțurilor. Da, să le dea date, să vedem, să verific. De obicei, oamenii ăștia își fac datoria pe componenta asta, dar nu exclud că să fie lucrurile făcute, că la asociațiile de proprietate, trebuie asociațiile de proprietate, de-aia am spus că unde, dacă e în preajma blocului sau undeva acolo... Nu, aia de pe spațiu, de pe domeniul public. Pe domeniul public, care ține de străzi, trotuare, piețe, acolo este atributul adevăr al firmei care are contract de specialitate cu primăria. Să-mi dea datele, verificăm și le pot da răspunsul exact. Bun. Domnul Vlad zice că ar trebui un pic de presiune pe salubritate. Da, într-adevăr, primăvara e mai multă mizerie și praf. Acum mai spală și ploaia, dacă dar... Dacă orașul ăsta nu e un oraș relativ curat, am nu știu care oraș. Ia uitați, zice, pe strada orașului 293, probabil acolo stă domnul Covaci. Eu pot să vă confirm că și la mine pe stradă nu-i cosit. Da, n-am dar vrut... Dar de ce pui mâna pe coastă, domnul... Dar n-am cu ce să o ascult. Cu ce să o ascult. Să domni lumea, că este la mama sau la tata, eram eu tânăr, să vină să-mi cosească primarul șantul din fața casei, cred că mă trimitea maica mea și taică meu, eu nu știu unde să zic. Acum nu mă porniți că îndată îl ierbicidez și am rezolvat problema. Da, eu înțeleg că unii spații, piețe publice, ok, într-adevăr avem program zilnic de cosit, domnul Șurubaru îi monitorizează la sânge, le trimite programul și eu, din câte știu, lucrurile sunt în mare sub control. Nu exclud că să fie câteva situații, dar acolo unde e și casa noastră, unde e și șansul din fața casei, bă, cosește-ți-l în fața casei, că totuși nu
Nu trebuie acum fiecare să aștepte să vină din cer lucrurile. Eu înțeleg că trebuie să avem grijă de cele mai importante spații publice și le avem. Dacă și cetățenii nu fac câte ceva să contribuie, nu pot arată. Eu nu mă laud, dar de măturat și de curățat, inclusiv trotuarul, inclusiv porțiunea mea de stradă, o fac. Nu, e obligație legală ca trotuarul să fie curățat. Categoric. Trebuie să dați și zăpada sau gheața din fața casă. Obligație legală prevăzută de lege, nu una de bun simț, așa să zicem. Ia că te ceva vă amintește, domnul Gabriel, data de finalizare a lucrărilor, eu nu știu să fi fost asta, dar poate eu știu greșit. De la baza sportivă la terenuri a fost 4 mai, adică ieri? Nu. A fost anul trecut, prin 16 octombrie, la terenul de finalizare, de atunci sunt în prelungiri, penalități de întârziere. Ei trebuia să termine anul trecut cu toate prelungirile care le-au avut aprobat, eu aș fi uite, 16 octombrie a fost termenul. De atunci sunt în întârziere. Dar acum au stadiu de finalizare undeva 90%, terminat, cu penalitățile aferente. Partea prin apar lui că n-a trebuit să reziliem contractul, că până la urmă și-au văzut de treabă și s-au dus să meargă mai departe. Dar penalități plătesc pentru fiecare zi pe care n-au realizat. Sincer, am vorbit de atâtea de multe penalități, la cei care nu respectă termenele. Se și plătesc penalitățile astea. Dar cum să nu? Din factură se reține contraparte din lucrările neefectuate sau neefectuate la timp. Se procedura și mecanismul legal. Nu se discută partea asta. Obligația răși legală. Acesta un oraș format din reguli și proceduri până la urmă, care se aplică și ce vă spun la Cluj este aceea că se aplică indiferent despre cine este vorba. Regula este regulă, unitară și valabilă pentru toți. El a ridicat un mașini, indiferent a cui este, dacă o călca pe bec și o parca pe trecerii pietonii, să-i giratoriu, poate la un spital sau undeva, unde se conduce priorități, stații de transport în comun, mașinile se ridică, indiferent cine e proprietarul. Și nu mai nimeni nu e să sune, să găsească o soluție, lasă cam o pilă undeva, că așa. Sistemul ăla nu funcționează de pilărie, de genul acesta, că stai, că cunosc pe cineva și nu ridică mașina. Pur și simplu, execută regulile acestea. La fel, în orice domeniu, la firme le-am spus, nimeni în orașul ăsta, când aveți o relație contractuală cu primăria, nu vă cere o apă plată. Vă cere doar un singur lucru, să faceți lucrurile de calitate și la timp. Nu le faceți, mergem în continuare pe mecanismele legale. Prima dată penalități, a doua reziliere și, evident, punerea pe lista rușinii. Lista rușinii, dar cel mai, zic eu, o inadvertență legislativă, cred că e aici, că pot participa în continuare la licitații, chiar dacă... Bine, când rămâne definitivă, da, sentința rămâne, că asta e legea. Noi am ales democrația și nu dictatura. Democrația spune că orice persoană e considerată nevinovată până la rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare. Asta este. Dom'le, până omul își apără toate drepturile în instanță, el are dreptul să fie considerat nevinovat. Când acolo rămâne definitivă, s-a închis situația, e condamnat. Și aici, în contracte. El are dreptul să-și apere ceea ce spune primăria, că n-a făcut la timp, că are penalități de întârziere, că a pus în pericol un proiect major, are dreptul să se apere în două instanțe de judecată. No, până rămâne definitiv acolo, el are dreptul să participe la celelalte licitații, pentru că dacă cumva cineva face un abuz împotriva lui și un primar, știu eu, din motive abuzive, vrea să-l scoată de pe piață fără să fie argumente legale. Le trebuie să fie verificat din o instanță de judecată. Bun, asta e partea care ține de democrație și ține preamă de siguranța drepturilor noastre, în general, că nimeni nu va apuza de ele, ci doar în baza legii. Că presupune proceduri, că presupune termene, este altceva. Că în dictatură nu mai treabă nimeni. Decide unul și să-ți ia viața și să facă ce dorește. În democrație, repet, ai garanția că nimeni nu abuzează și dacă respecti legea, ești protejat. Da, uitați, domnul Călian spune că pe strada Ștefan Mora din Grigorescu există doi arbori, două conifere uscate, care ar trebui tăiate ca să nu cadă singure. Domnul Șurubaru își notează cu siguranță. Domnul Jerdean zice, de ce să penalizăm? Încă dată, care e strada? Ștefan Mora. Ștefan Mora, ce număr? Nu scris. Ok, colegii mei să-ți noteze și să intervină dacă se impune. Evident, cu analiza, dacă copacul este pentru a se interveni, pentru că nu se taie copacii care sunt iabili și care nu părește... Nu, să spune că sunt uscați. Bun, hai să verifică cu RMN-ul copacilor și cu Agenția de Mediu și să decide ce soartă trebuie să aibă. Nu se taie copacii. Păi dacă n-au înfrunzit până acum, mai clar. Nu, păi de-aia sunt specialiști, de-aia e o agenție de mediu, de-aia sunt specialiști, care trebuie să pronunțe, nu mă pronunțe din birou că trebuie să avut aia. Trebuie doar să verifice și de-aia decizia legală.
Domnul Jerdean, de ce spuneți că de ce trebuie penalizat clubul FC Universitatea? Că n-a vorbit nimeni de penalizări aici, cel puțin. Nu, ia discuția de ieri din Consiliul Local, aha, unde cu toții am fost de acord, cu toții am fost de acord. Era înaintea meciului cu Steaua, nu era meciul cu Steaua discutat. Gata, s-a prescris tot. Nu s-a prescris nimic. Să înțelegem. Orice violență la Cluj nu este acceptată. Și am spus toți consilierii locali ieri că în condițiile în care clubul Universitatea, și repet, el, nu suporterii, el, cu jucătorii, este implicat în acte de violență, ne rezervăm dreptul de a diminua susținerea financiară. Noi nu suntem dispuși. Eu zic că a fost un accident nefericit pe fondul supărării. Semnalul nostru, care este al orașului, e că acest brand extraordinar nu are voie să fie murdărit de acte de violență. Nu ne reprezintă Universitățile Clujului, nu reprezintă Clujul, nu ne reprezintă. Eu nu sunt dispus să finanțez violența sub nicio formă. Ori despre cine ar fi vorba. Versus play, ai pierdut un meci, asta este, n-ai pierdut război. Bun, mai până la urmă, clubul a ieșit cu un comunicat, zic eu, am spus ieri că nu aveam de gând să fac public acest lucru. După meci, eram în Strasbourg, n-a fost la Cluj, că aș fi fost pe stadion. L-a sunat pe Radu Constantea, pe reprezentantul Consiliului Local, un om extraordinar și de super, care face absolut tot ce este posibil omenește pentru acest club. Cu siguranță, sunt convins. Pentru prima dată l-am sunat și am spus, domnul Constantea, nu v-am sunat pentru rezultat. Înțeleg, în viață, asta este, e pentru o bătrâne, nu și război, suntem în calendarul de promovare, echipa să stea unită, să meargă mai departe, să le spuneți la băieți că au susținerea noastră, înțelegem, pe un moment dat pot să apare și ghinioane de acest fel. Se întâmplă și la casă, mai mare. Și uite, ar fi fost 20, sunt vreo la Manchester United. La Manchester City, pardon. Dar un singur lucru nu pot accepta. Conectarea directă sau indirectă la acte de violență în care U să fie menționat. Și vă rog foarte mult ca acest lucru să le transmiteți, fără echivoc, întregii echipe, că nu accept sub nicio formă Universitatea să fie legată de vreo act de violență. Vreau fair play, vreau să ne apărăm corect șansele, dar nu să fie vorba de aceste activități. Aș fi dat un comunicat clubul după aceea și am mulțumit domnului Constantea și sper că acest lucru s-a înțeles. Și cred că asta ține de spiritul acestui club, de blazonul lui istoric și vă spun la fiecare voi, când aveți în piept un club, nu vă aveți și vă reprezentați pe voi. Reprezentați 100 de ani de istorie, de tradiție, de muncă, de jertfă, de oameni care, când au fost în război, au ținut spindardul ăsta în picioare, voi nu aveți voie să-l mudăriți cu nimic. Aveți voie să vă luptați până la ultima picioare. Și eu sunt convins, domnul primar, că nu se vor... Bun, am tras o largă alarmă și mă bucur că la nivelul Consiliului Local a fost unanimitate de puncte de vedere pe această temă, în calitate de susținător principal din punct de vedere financiar al Universității. Ia ce să vă spun? Sunt convins că și liderii rectorilor clujeni și rectorii, pentru că totdeauna mi-a spus acest lucru, să avem grijă ca blazonul U să nu fie coborât în noroi. Și asta voi face cât voi putea, cu putință, și va ține de mine. Bun. Domnul Cristi spune, unde se găsește public lista rușinii? Chiar, bună întrebare. Mulțumim, domnule. Stai primărie unde sunt firmele puse, unde am reziliat contractul. Și sunt câteva firme cu care am trecut la reziliere și le-am declarat și procedura legală. O să rog pe Iulia să mai accelereze, să mai se uite încă o dată și să facă și mai vizibil lista celor firme pe care le-a pus. Este pe site-ul primăriei undeva precizat, de nu pot să spun acum că n-am umplat site-ul. Ia că o altă întrebare interesantă de la domnul Bondor. Oare centura metropolitană, exact așa o pun cum am primit-o, se mai face? Dar cum să nu? Oameni buni, trebuie să înțelegeți că o lucrare care e de 1 miliard de euro nu se poate face peste noapte. Și nu putem sări procedure legale că nu ne aprobă finanțarea nimeni. Acum a fost în 28 aprilie dezbaterea de la mediu. Vedeți că unii se leagă de garduri și de lanțuri ca să nu se facă centura. Și nu sunt puțini. Adică nu toți în orașul că vor centura, ca să fiu mai bine înțeles. De aceea noi trebuie să urmărim și să respectăm prevederile legale astfel încât proiectul să ne asigurăm că merge mai departe. Respectăm dreptul de proprietate, drepturile fiecăruia, fără discuție, protejate de lege, dar în același timp proiectul trebuie să-și urmeze cursul. Acum se finalizează analiza de mediu, după care se înaintează documentația la guvern, că a fost să fie aprobat indicatorul tehnico-economic și după deschiderea liniei de finanțare europene 2021-2027 să se poată organiza licitația. Repet, noi doar lucrăm în locul guvernului, ca să vreau să se știe. Asemenea, atribuții de centuri care sunt ale orașului sunt atribuțiile guvernului. Noi lucrăm în locul guvernului pentru a pregăti toată documentația și lucrăm de cu 5 ani de zile ca să o pregătim și, într-adevăr, este o lucrare majoră, importantă, capitală pentru orașul nostru.
regretăm faptul că ministrul Drulă, când a fost ministru, a scos centura metropolitană a Clujului din PNRR, acolo unde Bolos și cu Bode, în calitate de ministru ai fondurilor europene respectiv a transporturilor, o puseseră la momentul potrivit. Acolo a rămas doar metrou, iar în reziliență n-au mai rămas centurile locale. Și de unde vor fi bani mare pentru centura asta? Din celălalt pachet european, din fondurile europene 2021-2027, pentru că acum sunt două pachete mari financiare. E pachetul legat de planul de reziliență, unde, repet, e metrou, unde sunt proiectele acestea de reabilitare termică despre care am vorbit deja, 8 autobuze electrice despre care vorbeam că le cumpărăm pentru Cluj și zona metropolitană și Florești, da? Și sunt fondurile celelalte obișnuite care există în fiecare ciclu financiar legal, cum a fost 2014-2021, acum e 2021-2027. De-aia am spus că în existența financiară România are aproape 80 de miliarde de euro la dispoziție, față de 40 care avea până acum. Și are dublu bani la dispoziție ca să-și modernizeze țara. Și din celălalt exercițiu financiar, care încă din nefericire nu a început, datorită întârzierilor și la nivel european și în România. De acolo este prevăzută finanțarea. Perfect. Domnul Hadrian Aurelian vă întreabă dacă ați analizat și ați citit, ați analizat și ați dispus măsuri legate de așa numită lista rușinei, pe care să vedem câte 300.000 de membri a unor grupuri civice, zice-se că au întocmit-o. Ați parcurs-o? Eu nu parcurg liste făcute de indivizi. Eu parcurg liste făcute de specialiști cu argumente legale. Pentru că eu nu pot să mă duc în instanță cu povestea unui povestitor. Noi, libertatea de exprimare garantată în țara asta, fiecare poate să spune ce crede, ce dorește, să-i spune că îi place ziua de astăzi, că nu-i place, că răsare soarele bine, nu răsare, ai libertatea fiecare să spună. Eu trebuie să mă duc în instanță doar cu argumente juridice, cu lucruri concrete verificate de un expert și validate de specialiștii din primărie, cu care merg și, pentru că eu răspund, alții povestesc, dar eu răspund de fiecare gest pe care îl fac din punct de vedere legal. Iar ceea ce există este bazat pe site-ul primăriei pentru cei care nu s-au conformat. În rest, libertatea de exprimare, de aia este o democrație liberă, Doamne ajută! Domnul Crăciun întreabă dacă strada care duce la Selgros și la unitățile militare este cuprinsă în... Da, e prinsă. E prinsă anul ăsta. Fiecare an se fac lucrările de modernizare aferente. Ia uitați, și domnul Sima de la Barcelona vă întreabă, pe la Musai, să spun că e, așa ne mai descrețim fruntea. Pe la Barcelona, când Barcelona mai veniți, domnul Boc? Bă, le-aș vrea, dar n-am când, n-am vreme și n-am nici timp și nici invitații. Ce să caut acum la Barcelona? Poate în cadrul proiectului ăsta cu 100 de orașe climatice, pentru că Clujul, așa cum știți, a fost selectat să fie în primele 100 de orașe din Uniunea Europeană, alături de Barcelona, de München, de Amsterdam, de Paris, de Lyon, de foarte multe capitale europene, să fie în rândul acelor care au strategii care până la urmă înseamnă o calitate a vieții mai bună pentru oameni, salarii mai bine plătite pentru cei care muncesc în orașele respective, atragere de investitori, fonduri europene sau de altă natură. Pentru că asta înseamnă proiectul acesta, 100 de orașe climatice neutre până în 2030. Din 200 sau din 377 de orașe au fost selectate 100. Printre acestea, repet, este și orașul nostru și Barcelona. Deci suntem la aceeași ligă, cu alte cuvinte, jucăm acum. Evident că avem multe de îmbunătățit, dar e important că orașul ăsta al nostru este o direcție care arată că suntem aproape de locurile din lume unde oamenii doresc să meargă și noi dorim să menținem Clujul atractiv. De aceea lumea vine la Cluj pentru că e un oraș atractiv, pentru că are ce oferi. Dacă n-ar avea ce oferi, lumea n-ar veni la Cluj. Nu? Și de aceea și direcția noastră este să accelerăm acest element de atractivitate orașului, ca oamenii care trăiesc aici să se bucure cât mai mult de o calitate a vieții apropiată de ceea ce văd în Occident. Ăsta e obiectivul nostru. Nu spune că peste noapte poți să-i ajungi pe aia din urmă, dar măcar să fii în aceeași ligă cu ei și să aspiri să te ajungi la nivelul lor de calitate a vieții și de salarii și de petrecerea timpului liber. Clujul este pe această direcție pentru că, în primul rând, calitatea oamenilor de la Cluj face diferența. Iar rolul nostru este al instituțiilor să ținem orașul pe această direcție. Pentru că, ne place, nu ne place, instituțiile au un rol fundamental în creionarea vieții oamenilor. Și aveți exemple în istorie când, în aceeași cultură, instituțiile au dus oamenii lucruri complet diferite. Uitați-vă la Corea de Nord și Corea de Sud. Aceeași națiune, da? Unii
cu instituții comuniste mor de foame și sunt sărăcie, alții cu instituții democratice prospere și sunt rândul celor mai bune din lume, Coreea de Sud. Germania, aceeași națiune, când a fost sub instituții comuniste, s-a dus într-o ramură unde a rămas în urmă, ceilalți din vest cu instituții democratice au ajuns să fie o putere europeană și mondială și a fost motorul după aceea. Acum este clar, drumul nostru al României este spre vest. La nivel local, la nivel local vă spun că este și rolul nostru al instituțiilor, să creionăm un mod de viață, să adunăm în jurul nostru, să punem tot ce e bun într-o direcție în care să ne unească și să ne dezvine, să ne valorificăm potențialul și dacă lucrăm în această direcție și Clujul are acest avantaj, un număr mare de ani, că lucrează în echilibrul ăsta unde pune egalitatea în fața legii ca principiu fundamental, accesul egal al tuturor la investiții, pentru că în acest oraș nimeni nu poate fi oprit să investească pentru că cineva n-ar dori. Nu, toată lumea e binevenită să investească, să dezvolte, dacă respectă regulile jocului. Pentru că așa s-a dezvoltat și America în comparație cu cei din America de Sud. Pentru că în America de Nord s-au construit o societate bazată pe reguli fixe de proprietate, de stat de drept, de respectarea regulilor fundamentale, de creativitate jos. Acolo, în America cealaltă, conquistadori, cei care au venit, au urmărit să ia doar bogățiile incașilor și să guverneze prin metode care nu aveau nimic comun cu egalitatea în fața legii. Și acum să și vedem în decalajele de dezvoltare dintre America, Canada și restul Americii de Sud. Pentru că, până la urmă, de acolo au pornit egal. Ce au făcut diferența? Atitudinea oamenilor și instituției care l-au guvernat. Dar și la nivel de asta de orașe, modul cum este guvernat un oraș, modul cum colaborează instituțiile, modul cum fiecare își face datoria, modul cum este respectat cetățeanul, cum se asigură egalitatea de șanse, cum se asigură posibilitatea ca fiecare să se dezvolte și să nu fie dependent de un sistem clientelar, de un sistem care să oprească creativitatea și inovarea, ăla fac diferența. Cât sunteți de acesta e mare avantaj. Cât sunteți de mulțumit de cum arată Clujul în 2022? Eu niciodată nu sunt mulțumit. Eu sunt așa nemulțumit la felul ăsta. Întotdeauna este lucru de mai bine. Eu niciodată nu pot fi mulțumit până în momentul de față. Întotdeauna consider că mai e de făcut. Întotdeauna consider că se poate face mai bine. Întotdeauna consider, fără să neg lucrurile bune făcute. Și uite, da, locul ăsta, iată, am intrat în 100 de orașe climatice, am câștigat Capitala Europeană a Tineretului, am ajuns în finală venind Capitala Europeană a Inovării, am avut oraș european al sportului. Suntem un oraș în care, repet, lumea vine și nu pleacă, un oraș în care oamenii vor să trăiască. Sunt lucruri bune, dar asta nu înseamnă că nu avem încă o grămadă de lucruri de îmbunătățit și de făcut. Deci e greu de mulțumit. Da, domnul Radu Cristian vine cu sugestie, mă rog. Nu... Dar voi n-ați venit cu sfârșitul, că noi mai și lucrăm pe la primărie. Așa, imediat terminăm. Ceea ce privește casele construite fără autorizație, ilegal, de pe Valea Fânaților și din alte părți, spune dânsul că ar fi o soluție ca legea metropolitană ar putea face precizări în sensul ăsta și ar putea rezolva problema. O să vedem. În fericire, locul nu este acolo, locul este în legea urbanismului. Legea în dezvoltării metropolitane nu poate avea asemenea accente pentru că nu se poate amesteca într-un domeniu strict și tehnic delimitat, cum este, cum ar fi și legea apei. Legea apei nu reglementează legea zonelor metropolitane, da? E o lege a apelor în România care spune ce trebuie să fie apele, cum trebuie să fie reglementate, bazinul și așa mai departe, albia, cursurile și așa mai departe. Și aici, în materie de urbanism, este o lege a urbanismului care reglementează toate aceste proceduri. Astăzi, legea urbanismului nu dă posibilitatea intrării în legalitate. Punct. În trecut s-a putut. De aceea n-am altă alternativă decât să aplic legea. Dacă legea se va schimba, voi aplica legea în vigoare la momentul respectiv. Bă, atunci eu sunt obligat, repet, ca formă de respect, în primul rând, pentru toți cetățenii care respectă legea în acest oraș și de altă parte să-mi fac obligații legale, pentru că nu fac obligații legale funcționarii, vă spun de abuz de serviciu împreună cu mine, că nu aplicăm prevederile legale și în consecință nu avem niciun fel de ură, niciun fel de patimă, nimic. Respectăm drepturile fiecăruia, dar în același timp și noi trebuie să aplicăm legea pentru că noi suntem plătiți. E datoria noastră. Mergem genin la serviciu să aplicăm legea. Dacă n-aș aplica legea, nu mi-am meritat salariile pe care le încasăm din bani publici. Și până la urmă să păstrăm disciplina într-un domeniu important de dezvoltare al orașului. Atât este, nimic altceva. Da, și ultima întrebare pentru astăzi de la domnul Bonta. În legătură cu sensul giratoriu de pe frunzișului, dânsul spune că autoritățile poate că ar fi fost mai bine să monitorizeze evoluția lucrărilor la acest sens giratoriu și să nu se ajungă, sau poate că nu se ajungeau la aceste întârzieri mari și neplăcute pentru zonă. Nu înțeles că iunii au termenul ca să-l finalizeze. Ce pot să vă spun? Că e o lucrare de mare amploare făcută sub trafic și complexă, că investitorul până nu face acel sens giratoriu nu își poate recepționa lucrările pe care le-a făcut
în regim, regim privat și, în consecință, el are tot interesul să facă cât mai repede cu putință. Evident că noi monitorizăm, dar mai mult de atâta, ce putem să facem? Noi putem lucra în locul lui, deci, în limitele autorizației de construcție care se află el, se găsește încă acolo, că autorizația de construcție încă este valabilă, nu este ieșită din termenul autorizația de construcție, pentru că finalizarea finalizarea tuturor lucrărilor, deci n-am cum să-i aplic alte penalități. El se penalizează pe el pentru că nu se poate da în folosință lucrarea și, evident, oprobiul public pentru că fiecare zi de întârziere pune oamenii în dificultăți. Dar, în același timp, trebuie să recunoaște că va relaxa circulația din zonă un asemenea sejitatură după ce va fi gata. Și asta sper să se întâmple mai repede cu putință. Bun. Ne oprim aici, domnule primar. Vă lăsăm să lucrați. Și vă mulțumesc. Mulțumesc mult pentru prezență. Ne auzim joia viitoare. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sunt Lucian Danciu. Toate cele bune. Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu.